Maria, te-ai gândit vreodată că vei fi atât de aproape de o calificare la un turneu final? Sincer, când am început să joc fotbal, să practic fotbalul, nu m-aș fi gândit că o să ajung la acest nivel, nu să joc un asemenea meci cu calificarea pe masă, practic, niciodată. E practic un vis devenit realitate și sper să îl îndeplinim mâine. De ce ai ales fotbalul și de ce nu ai ales alt sport? La îndrumarea unchiului meu, care este antrenor de fotbal, am practicat împreună cu băieții câteva luni, după care am realizat că îmi doresc o carieră în fotbal și am ales să găsesc o echipă în România unde pot să practic la cel mai înalt nivel posibil din România fotbal. Cum ai început fotbalul? La vârsta de 15 ani am venit la Cluj-Napoca, unde în acel moment se afla cea mai bună echipă din țară. La început nu am crezut că o să ajung la acest nivel sau o să ajung să joc în echipa națională, însă văzându-le pe fetele de la Clujana, jucătoare cu experiență care jucau în echipa națională de mult timp, mi-am dorit foarte mult ca să ajung și eu la acest nivel și iată că astăzi pot să zic că sunt mândră de ce am realizat și că am ocazia să joc într-un meci de asemenea importanță. Părinții au fost de acord? Te-au susținut? La început, mama mea nu prea era de acord cu fotbalul, însă când a văzut pasiunea mea pentru acest sport, nu am mai avut ce să facă și acum este suporterul meu numărul 1. Cât de lung a fost drumul de la începutul în fotbal și până la acest nivel, până la acest meci cu Ucraina, decisiv pentru calificarea la Euro? Practic, cred că ultimii 10 ani din viața mea i-am petrecut dând totul pentru fotbal și sunt fericită că acum avem șansa asta. Să realizăm o calificare la europene în premieră pentru fotbalul feminin din România. Care e cea mai frumoasă amintire legată de fotbal? Este calificarea cu Olimpia Cluj în 16-mile Ligii Campionilor. Ai vrut vreodată să renunți la acest vis frumos? Sunt momente în cariera tuturor sportivilor când practic simt că nu mai pot sau că ar lua-o pe alt drum, dar tot timpul intervine un asemenea meci sau o asemenea oportunitate și te face să te răzgândești, să continui. Cine e idolul tău, modelul tău în fotbal? Din fotbalul feminin îmi place foarte mult Nila Fischer, jucătoarea celor de la Wolfsburg, iar din fotbalul masculin îmi place foarte mult Sergio Ramos. Ce îți place la el? Îmi place determinarea lui și cât de mult se implică și se dăruiește în meciuri. Mi-ai spus odată că îți place și de Mats Hummels. Da, îmi place inteligența lui în joc foarte mult. Două titluri, două cupe ale Poloniei cu Medi Könin. Cum e în Polonia? Am avut parte de ceva ce nu mă așteptam, să fiu atât de apreciat acolo și acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, de aceea am ales să și rămân. Este un campionat total diferit de cel din România și mă bucur că am ales să plec acolo. Ai învățat limba? Nu e ușoară. Da, pot să spun că după un an jumate să am o conversație cu cineva și să înțeleg 70% dintr-o ședință a antrenorului sau dintr-o conversație. Te-a ajutat cineva sau ai învățat singur? Nu, a fost foarte greu să învăț pentru că este un oraș mic, nu există școli unde aș fi putut să învăț, am învățat practic singură de pe internet sau de la colege. Ce are semna această calificare la Campionatul European? Pentru tine, pentru echipa națională, pentru fotbalul românesc? Cred că toate de aici și gândim la fel. Este încununarea tuturor acestor ani de muncă și nu cred că se poate explica în cuvinte ce am putea simți dacă am realizat această calificare. În ce campionat ai vrea să evoluezi după cel al Poloniei, după cel al României? Sunt campionate puternice în Europa, cum ar fi cel al Franței, Germaniei, Suedia, Danemarca. Într-unul dintre aceștia mi-ar face mare plăcere dacă aș putea să ajung. După un turneu final al campionatului european, urmează un turneu final al campionatului mondial? Mai întâi ne dorim să ajungem la campionatul european, după care o calificare la campionatul mondial ar însemna practic ceva care nu ne-am fi gândit niciodată. Ai un mesaj pentru fetele care vor să joace fotbal
n-au curaj, nu le lasă părinții, n-au unde să joace, ce să facă? În primul să fugă de acasă? Nu. Dacă chiar nu au unde să practice, poate să se alăture echipelor de băieți, să practice cu băieții și dacă își doresc foarte mult, după care poate să părăsească orașul natal, să găsească o echipă în țară unde poate să joace cu fetele. Iar dacă părinții nu le lasă, eu zic că fiecare părinte își iubește atât de mult copilul încât dacă vede acea pasiune și până la urmă renunță și o să fie de acord să practice acest sport. Așa cum a fost și în cazul tău. Ție ți-a fost greu când te-ai despărțit de părinți? Erai destul de micuță? În primul rând mi-a fost mai greu pentru că trebuia să mă descurc pe cont propriu, cu mâncarea, cu spălatul hainelor, cu toate celelalte. Însă după o scurtă perioadă, fiind în colectiv, cu fete care mă ajutau, pot să zic că am trecut destul de ușor peste acea despărțire, să zic așa.